Cea de-a șasea ediție a galei de sporturi de contact OSS Fighters se va desfășura pe 16 iulie în piața Casino din stațiunea Mamaia. Cu acest prilej vor urca în ring luptători de top din România și din străinătate. Marele eveniment al serii îl va reprezenta ultimul meci din carieră pentru celebrul luptător constanțean Alex Filip, în care îl va întâlni pe georgianul Levan Guruli. Retragerea luptătorului de la malul Mării Negre ar fi trebuit să se producă în urmă cu un an, când a fost programată disputa cu Daniel Stevanovski. Însă macedoneanul s-a retras în ultimul moment, după o accidentare gravă suferită la un antrenament. În ceea ce privește confruntarea de săptămâna viitoare, Levan Guruli este un luptător de top, care și are rezidența în Grecia și care are peste 70 de partide la activ. Pe lângă Alex Filip, în gala de pe 16 iulie, vor mai urca în ring și alți luptători cunoscuți din România, precum Bogdan Stoica, Cristian Dristea, Amanasio Paraschiv sau Alexandru Radnev. Ediția 6-a galei OSS Fighters va cuprinde 11 partide, printre care și un meci de arte marțiale mixte.